al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Decan, Preacuvioși Părinți Tare, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubiți credincioși, praznicul de astăzi al Sfinților Apostol Petru și Pavel ne-a adunat la oaltă un sobor ales de preoți și diaconi și pe dumneavoastră credincioși, și pentru că acest praznic este un praznic de mare bucurie în toată biserica, în mod special în această mănăstire unde Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt ocrutitorii acestui sfânt locaș. Acest praznic pe care biserica îl are încă din secolul al II-lea, praznic pregetat de un post numit în istorie și post al cinzecimii, post care ne pregătește mai adânc să înțelegem puterea măturisirii celor doi apostoli martiri, acest praznic spunem că ne este un praznic de bucurie, pentru că mai mult decât în celelalte zile ale anului ne întâlnim cu Sfinții Apostoli în rugăciune. Înțelegem puterea rugăciunilor lor pentru noi și în același timp noi înșine cu recunoștință îi cinstim și ne închinăm mărturiei lor cu prețul vieții, în mărturia lor care a rămas și în moartea lor mucenicească. Astăzi prăznuim moartea lor martirică și cinstirea Sfinților Apostoli nu este pentru noi o comemorare festivă în care prăznuim niște fapte de biruință, ci este o închinare, este un dialog dinamic pe care îl avem cu Sfinții, știind că în Duhul Sfânt noi ne întâlnim cu ei și că același Duh Sfânt în care ei s-au simțit și au mărturisit adevărata și dreapta credință, același Duh Sfânt este Cel în care noi ne întâlnim cu Sfinții Săi. Și cerem de la Dumnezeu puterea, ca precum ei au trăit, pe cum ei au mărturisit și au cunoscut dreapta credință la fel, și noi să cunoaștem cu adevărat puterea dreptei credințe și o să mărturisim cu toată viața noastră, dar chiar și în moarte, precum ei înșiși au mărturisit-o. Sfântul Serafim al Sarovului spunea ucenicilor Săi că scopul vieții creștine nu sunt nici milostenile sau postul sau asceza sau rugăciunile. Toate acestea sunt necesare și pe toate acestea noi le îmbrățișăm și le știm că rodesc în viața noastră ce anume dobândirea Duhului Sfânt. Iată, Sfântul Serafim al Sarovului spunea că adevăratul scop al vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, în care cunoaștem puterea și adevărul dreptei credințe și cum să ne nevoim pentru a păstra dreapta credință și a-L cunoaște drept pe Dumnezeu. Iată, în acest Duh Sfânt, Sfântul Apostol Pavel, fiind pe calea Damascului, plin de râvnă pentru credința pe care o credea dreaptă, plin de râvnă pentru binele în slujba căruia își punea toată viața lui, bine pe care îl credea a slujit Dumnezeului celui viu, pe calea Damascului, Sfântul Apostol Pavel a văzut o lumină care l-a orbit. Lumina adevărului, pentru că adevărul este Hristos, Cel ce s-a descoperit radicală adevărul și viața. Și l-a orbit această lumină, pentru că el se trecea într-o neștiință, într-o minciună, într-o credință nedeplină, deși cu toată inima și cu onestitate voia să slujească lui Dumnezeu. Și aude în această lumină ce l-a orbit. Cuvinte de mângâiere, nu de ceartă. Vrednic ar fi fost să fie certat pentru ce stai împotriva adevărului, pentru ce prigonești pe cei ce au cunoscut pe Dumnezeu într-o pas, dar aude cuvinte de mângâiere, greu ți este ție să dai cu piciorul în țepușă. Altfel spus, greu ți este să rătăcești de la adevăr, greu ți este să nu cunoști puterea dreptei credințe, greu ți este, vrând într-adevăr să slujești luminii, să petreci departe de ea. Înțelegem din aceasta că nu toți cei ce râvnesc la cunoaște pe Dumnezeu, nu toți cei ce se închină, se închină și drept, nu toți cunosc drept pe Dumnezeu. Și iată, de aceea avem nevoie și ne rugăm tot timpul ca nu cumva să rătăcim, să ne abatem în niciun chip de la puterea dreptei credințe pe care o mărturisim apostolic și sabornicească, universală, credința cea adevărată prin care, prin apostoli, noi am primit-o. De aceea, cu atâta recunoștință și cu evlavie și cu atâta cinstire, pomenim astăzi de Sfinții Apostoli, pentru că ei au mărturisit
pentru noi puterea dreptei credințe și că în această credință vom avea viața cea adevărată pe care o căutăm. Pentru că scris este că aceasta este viața veșnică, spune Mântuitorul apostolilor tăi și evangheliștii ne-au vădit aceste cuvinte. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Iată, de-a lungul istoriei vedem cum puțini au știut să înțeleagă. Chiar după minunea slăvită a învierii, a înălțării și a bucurii Duhului Sfânt, că Iisus Hristos n-a fost vreun proroc mai mare decât alți proroci, asemenea lui Buddha sau Confuciu sau Mahomet sau alții asemenea lor, care ne-au vestit o religie mai bună sau mai puțin bună, mai dreaptă sau mai puțin dreaptă, mai comodă sau mai puțin comodă. N-a fost vreo creatură, vreun om mai mare decât ceilalți oameni sau vreun proroc mai mare decât toți prorocii, ci însuși Fiul lui Dumnezeu celui viu, care mi-a descoperit credința cea adevărată, dumnezeiește, făcându-se om pentru noi, ca mai adevărat să-L vedem și să-L înțelegem. Și prin jertfa și primirea crucii ne-a vădit până unde iubește Dumnezeu pe omul Său, vrând ca să-L descopere nu numai prin cuvinte, ci prin toată jertfa, puterea acestei iubiri. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, încât pe Fiul Său L-a dat. L-a dat pentru ca noi să înțelegem puterea dreptei credințe. Iată, spuneam, că Mântuitorul Hristos nu este asemenea altor proroci, dar un nou întemeitor de religii, ci Fiul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. De aceea însuși Mântuitorul în timpul vieții îl întreabă, îi întreabă pe apostolii săi, cine crede voi că sunt eu? Atunci când oamenii erau nedumeriți în privința lui și unii spuneau că este Ieremia, ar fi unul dintre proroci. Și atunci Petru, în lumina aceluiași Duh Sfânt, spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și precum Saul pe drumul Damascului a cunoscut că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu adevărat, pe care avea să-L mărturisească în toată viața sa, în încercări și în frigoane, dar chiar și în moartea sa, tot astfel și Petru acum mărturisește aceasta. Este Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. Și iată o altă fericire descoperă Hristos. Fericit ești tu, Petre, că nu trup și sânge s-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Această fericire noi o primim și noi astăzi, prin cuvântul apostolilor, fericirea a crede drept în Hristos, de a înțelege că Hristos s-a întrupat pentru ca noi să cunoaștem drept puterea dreptei credințe și să știm cui ne închinăm și cât de mult înseamnă aceasta pentru noi, ce înseamnă dreapta credință în viața noastră. Iată Petru, care l-a cunoscut pe Hristos în Duhul Sfânt, ca fiind Fiul lui Dumnezeu cel viu, care l-a văzut înviindu-L pe Lazar din mort, care l-a văzut pe Hristos în lumina taborică, văzându-L în chinuri, văzându-L bajocorit de acherei și scuipat, și ne trăi niciun cuvânt într-o apărare a ta, ne făcând nicio minune pentru a scăpa de chinurile ce erau puse în față, Petru se clatină și intră în îndoială dacă ceea ce crezuse era într-adevăr drept. Nu frica de chinuri l-a făcut pe Petru să se lepede zicând, nu știu pe acest om, nu cunosc pe acest om. Și frica să se înșela. Petru, ca iudeu, știa că Dumnezeu este atotputernic. Știa că Dumnezeu poate să învieze pe Lazar. Era de așteptat să-L vadă în lumina taborică alături de Moise și de Ilie și să se cutremure sufletul în el, spunând, bine este nouă să fim aici, să facem dar trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Însă, Petru nu putea să-și închipuie că Dumnezeu întrupat ar putea să vede picioare ucenicilor, de aceea este cel care se și potrivește, n-ai să spune niciodată picioarele. Nu putea să-și închipuie că Dumnezeu poate să se lasă scuipat și bajocorit. În multe religii veți vedea și veți regăsi ideea nevoii de post, de rugăciune, de iubirea aproape,
de onestitate, de a nu mărturisi strâmb și toate celelalte pe care le avem în credință. Dar în nicio religie nu veți vedea că Dumnezeu poate să spele picioarele oamenilor, sau să slujească oamenilor, sau să se lase bajocorit și scuipat și răstignit pe cruce. Până într-acolo, iată, Petru văzând acestea s-a cutremurat și n-a putut înțelege. Și până într-acolo a mers Dumnezeu, care nu avea nevoie să fie credibil și care ne vedește că și prin aceasta este singurul Dumnezeu adevărat. Singurul care și-a dus până la capăt mărturia iubirii sale pentru oameni. Iată, în momentul în care Petru devine martor al învierii, devine purtător de Duh după ce a trecut prin evenimentul cinzecimii tocmai Duhului Sfânt și el însuși a mărturisit în limbi trei drepte credințe. Petru nu se mai teme nici de moarte, nici de amenință, nici o frică nu mai poate stăpâni peste el. Pentru că, de fapt, nu de moarte îi pusese frică lui Petru, ci îi pusese frică că s-ar fi putut înșela într-un fel în dreapta credinței. Iată, mărturia acestor doi apostoli pentru noi este atât de importantă, pentru că prin ei noi știm pentru ce trăim, pentru ce murim, pentru ce suntem gata să murim. Știm că viața veșnică este într-adevăr să cunoaștem pe Dumnezeu, să împlinim cuvintele Lui, să ascultăm cuvintele Lui. Adevărat, adevărat cum vouă, cel ce ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Din moartea care stăpânește, nu numai în chipul acesta al morții fizice, ci moartea patimilor, moartea gândurilor ce nu se poate înălța mai mult decât poftă și slăbiciună mene și dorință de slavă. Moartea aceasta a biruit-o Hristos și ne cheamă să o biruim și noi. Și să îndrăznim în această biruință atunci când spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iată, apostolii ne descopere pentru ce trebuie să trăim și pentru ce putem fi gata oricând să murim precum ei înșiși au făcut-o. Pentru când a cunoscut adevărul dreptei credințe nezgruncinat, când a înțeles că Hristos nu fusese un proroc oarecare, că nu se înșelase atunci când spusese că într-adevăr era Fiul lui Dumnezeu celui viu și această mărturisire a Lui avea să fie piatra credinței, piatra bisericii. Petru nu se mai clatină și nu mai poate fi în niciun fel oprit. Îl prind cărturarii și farisei și spun să nu mai propovăduiești niciodată numele omului acestuia. Și Petru spune, cugetați voi dacă este drept să ascult mai mult de voi decât de oameni. Pentru că Petru avea conștiința că ascultat de Dumnezeu și făcea voia lui Dumnezeu. Și adaugă că nu este nume sub cer în care trebuie să ne mântuim noi oamenii altul decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Petru fusese un simplu. Nu studiase școli înalte, nu studiase nici măcar legea și prorocii precum apostolul Pavel la școala lui Gamaliel. Și totuși Petru, nu în virtutea unor informații mai mult sau mai puțin desăvârșite, nu ca un cunoscător al celorlalte religii, spunea că nu este alt om, nu este alt nume în care ne putem mântui noi oameni, ci în lumina Duhului Celui Sfânt. Petru putea într-adevăr să mărturisească. Putea să mărturisească puterea numelui Hristos, lui Iisus Hristos. Și iată, astăzi noi avem în biserică această rugăciune care ne sfințește și care ne unește cu Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și spunând această rugăciune și noi mărturisim că într-o acest nume ne vom mântui, mărturisim precum prorocul că cel ce cheamă numele lui Dumnezeu se va mântui și nădăjduim ca același Duh Sfânt, care a fost asupra Sfinților Apostoli, care a înmulțit credința pe pământ în chip minunat, același Duh Sfânt să lucreze în sufletele noastre, să ne ferească de orice rătăcire, de orice slăbănogire, de orice frică, de neiertat de acum pentru noi, pentru mărturia apostolilor. Sfântul Apostol Pavel, pe drumul Damascului, a cunoscut lumina cea adevărată și ne-a descoperit-o și ne-a văzit
dacă a fost atent la apostol, până la al treilea cer, puterea de a se înălța celui care crede. Nu toți suntem chemați la mărăția descoperirilor lui Pavel, dar toți suntem chemați să cunoaștem lumina dreptei credințe și să o mărturisim în viața noastră. Ne rugăm, dar astăzi, Sfinților Apostol, mai mult decât în celelalte zile, să îi cinstim, pentru că ei sunt cei care lucrează în biserică și sunt cei care sunt alături de noi, și să ne rugăm lor ca să ne dăruiască și nouă puterea de a nu ne îndoi în nicio împrejurare a vieții noastre, în nicio încercare, în nicio criză a sufletelor noastre, să ne dăruiască puterea de a mărturisi adevărul dreptei credințe și a trăi în lumina acestui adevăr. Pentru rugăciunile Sfinților Apostol Petru și Pavel, Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute să trăim în pace, să ne mântuim sufletele noastre și să întărească Dumnezeu puterea vieții credințe în zilele noastre. Amen.